Salutare la toți! Salutare! La noi e soare azi, ne-am întors din România și e foarte super. Credem că la noi este inaugurat, timpul urât. Și Alex, salut! Salut! Și? Alex, astăzi am mers la teatru cu școala pentru că a participat la un concurs, da, pe oraș. Și a ținut aproape 3 ore spectacolul. A fost interesant, ține? Da. Vedeți baloane în mașină? De fapt, mașina la noi e plină, pentru că mâine e ziua Arianei și noi ne pregătim de azi. Și ajungem acasă să vedeți cât e din carcată. Arena la bunica să nu vadă toate pregătirile noastre, mai da, ascundem noi. Și Cristina a început deja să facă și tort. Anul acesta o să facem acasă, ziua de naștere. Ariana a vrut acasă să fie în stil de Elsa tot. Și animatori tot Elsa, da, o să fie. Da. Olaf și Elsa și Anna. Da. Și acuș ajungem acasă, descărcăm tot. Și mama continuă mai departe pregătirile, dar noi cu Alex ne ducem să spălăm mașina, că e foarte murdară. Și pe urmă ne ducem acasă să avem treaba ca să spălăm și curtea și de seară trebuie să facem și cadoul Ariane cu căsuță Barbie, i-am luat. Și trebuie să o strângem, ca mâine dimineață când o să se trezească, să fie o surpriză așa plăcută, nu cutie așa, până o faci, știi? Uitați-vă așa, plin, și baloane. Ți-o las că să le iei tata, că sunt griele. Baloane, ia, Alex a fost la teatru și a cumpărat lui Ariana un baloane. I s-a putut iei baloane. Măi, super. Deschide casa, tata. Și aici, plin, am luat și miese, am împrumutat miese și chestiile astea pentru dulciuri de la Ina. Mulțumim, Ina. Mulțumim. Și produse... O să facem mai mult carne și legume și fructe. Am făcut și gazon. Uitați-vă ce de frumos arată. Super. Sperăm numai să fie soare mâine ca azi. Cu toate că arată că o să fie inaugurat. Acolo noi o să facem candy bar pentru copii. O să punem baloane așa. Și măsuță așa cu dulciuri. Aici o să fie animatorii. Să vă fac și un tur curtea. Eu jumate am spălat-o. E ca jumatea asta. Nu era așa de ocupat. Eram cu casa, cu curtea, cu foișorul, cu spălatul. Că nici n-am filmat. Am luat-o de dimineață până seara. Și foișorul tot l-am făcut lună. Trebuie să dăm draperiile jos. Frigiderul l-am pus în priză, am pus niște vin aici, acum o să punem acolo jos cola, niște băutură. Masa, evident, o să o scoatem de acolo, pentru că o să fim vreo 20 de persoane și o să mai adăugăm masă în foișor, că nu încăpem așa. Așa, și vreau să mă duc să spăl mașina, după care să vin spăl a doua jumătate de curte. Așa cum a spus Cristina, din mâncăruri o să facem salate, carne. La copii sigur că o să luăm pizza și cartofi. Salut, mama. A luat-o și pe mama. Salut. Și pe Reana. Mama vrea să fac clătiti. La noi spun clătiti cu brânză, muli se mai spune la noi, așa în formă de triunghi cu unt. Le dăm doar în rolă și vrea să fac și sarmaliu. I-am spus, dacă are curaj, faci. Eu mă apuc de torturi. Aici am copt pantișpanurile, sunt foarte ușor, am făcut două feluri de pantișpan pentru tort. O să fie un tort cu două etaje. În pantișpan am pus doar ouă, aici am pus ouă, crohmal și ce am mai pus? Zahăr și puțin praf de copt. Aici mai am tot așa pantișpanul cu acesta pentru mini prăjituri o să fie. Acesta l-am făcut cu unt și ouă. O să-l tai mai mic și o să fie a doilea nivel. Și aici am făcut... Stați că nu găsesc. Da. Aici sunt pancake de ciocolată. O să le umplu cu caramelă sărată și deasupra o să le fac o frișcă. La tort, n-am finisat, la tort am făcut un fel de mus de căpșuni, căpșunii am avut proaspăt și am făcut și un piure, gem de căpșuni, aici am pus doar, am blendat căpșunile, oricum trebuie să-l scot ca să strâng tortul. Pentru cremă la tort am luat așa cremă brânză, zahăr pudră. Salut, Arian! Salut! Ce vrei? Mi-arăți piniata care e făcută. Hai. Deci eu spun vanilie și am luat așa un fel de frișcă de patiserie.
Haideți, mergem să vă arăt Ariana piniata ei. M-a ajutat și Alex, și Ariana, și eu. Și am făcut piniata. Aceasta este piniata noastră. Am cumpărat-o de la Jumbo, așa strânsă, și deja am făcut-o. Super, Ariana, bravo! Și acolo sunt bumbane și câteva jucării. You didn't act like a friend that night. Maybe that's why it felt so right. Do I really need to spell it out for you? So why are you trying to hide your curiosity? When I know you call my name out in your sleep. Tell me friend, can't you see? You're in love with me. It's obvious we are that perfect match. Ain't no catch, you and I will make it last. Please, you bet on me and everything will be alright. Hello. Pune acolo. Stai că nu reușesc ca acolo nici să filmez. Unul vrea pune cu ou, unul vrea borș. Ariana tot pune cu ou. Tata-i, Alex. Eu că n-am făcut pune cu ou, că am fost... N-avem mâncare. Tăi și n-am timp să stau în casă. Am venit de la spălătorie și am stat acolo vreo 3 ore, că e rând mare, în tot orașul azi e rând mare. Și acum m-am apucat de spălă și în spate. Că n-am spălat de anul trecut și da, eu frumos, am vreo 4 ore, dacă nu mai mult, vreo 5 ore de când sunt acasă. Mă învârtești, parcă pare că nu fac nimic. A. Da. Ariana a finisat piniata singurică. A, super, așa, lasă să lucreze. Alex, așa de bine. Foarte gustos. Parcă-s din grădiniță la bunica. Vreau să spăl, ne că acolo niște vazoane am avut. Pământ, frunză, colb, pavajul așa e culoare că colbul nu se vede, dar e mult praf de asta. E că aici am nisip de la furnicuțe, cu o mână pe furculeță, cu o mână pe furtun. E seara deja și eu mai mult de spalat, vreau și drumul s-a spus, și am și de editat pe mâine și vreau să fac și căsuța ariană. Dar căsuța e... Acolo pe vreo oră, minim, precis. Gata, am terminat. Uitați-vă și super. Foarte tare îmi place când e curat. Geantă de legume aici. Și fructe avem. Gata, am strâns și furtună. Mă duc să fac căsuța. Căsuța Ariane. Gazonul e super. Și slongurile îmi sunt parte ce. Aici sunt măsuțele care mâine să le aranjăm aici. 1,20 m pe 1,15 m. Măricică. Dar i-a plăcut foarte mult căsuța asta. Că e, are păpușele Barbie, dar nu în cap în căsuța care o are LOL. Pune păpușa Barbie în căsuță LOL și spune: tata, vezi? Nu încapi, nu încapi. Câteva secunde, timelapse-ul, o oră jumătate am făcut. Să termin căsuța. A venit Cristina să iei imprimire, lucru. Trage. Aici stai dușul. Hai, du... Aaaa, așa, tot cum am observat. Duș, ar fi ce aici? Vreau ea anume casa asta. Da, da, e ca și mașină. E ceva mai interesant, mai mare pentru Barbie. E chiar se joacă mult. Topogan, are acolo dulap. Să-și pun haine. Televizor, așa. Multe, multe chițâmbușuri. Da, farfurii, furculiți. Și lift. Da, liftul se ridică. Trebuie să apeși pe buton. Ei, singur. Ani, a, poți să-l tragi și în sus, dar când dai în jos, trebuie să apeși pe buton. M-am așezat și eu cu Alex să mâncăm. Alex, poftă mare. Mama tot acolo. O să mănânci cu noi seara, dar trebuie să mâncăm ceva. Aici mama deja o
pregătit pentru sarmale, au pus carne de porc, de pui, ceapă undită cu morcov și orez. Din pantișpan am tăiat așa cerculețe, o să le tai și în jumătate și în mijloc o să pun cremă de ceastă fiartă. Aici am pus un ou, 50 de grame de zahăr, puțin vanilie, două linguri mari de făină, o lingură de amidon de porumb și 400 de ml de lapte și 40 de grame de unt. Și acum vă arăt crema, cum arată ea. O să o pun în interior. Gata, așa arată, cum se numesc, prăjituri. Hai să le spunem prăjituri. Aici mama s-a apucat de sarmale. Uitați-vă și de mitele sarmale lui mama. Făluleac mai mari, gura la alții mai mari, mam. Să puși ochelari. Spui două. Spun două în gură? Da. Și cu varză murată. Da, da, sunt foarte mici. Așa le facem noi. Primul dulce e gata. Uitați-vă și se face după un dulce. Acum, la următorul, o să fac, cred că acum, lollipop din Oreo cu cremă de brânză și muiat în ciocolată alb. Oreo cu Philadelphia. Am mixat Oreo în blender și l-am amestecat puțin Philadelphia sau cremă de brânză, le-am făcut biluțe, am topit ciocolată albă, pentru că la noi partele o să fie în alb, albastru. Am pornit să fac și cupcake. Deci aici am cake-uri de ciocolată. Le-am făcut eu cu cacao, ulei, zahăr, făină, praf de copt și iaurt. Le-am dat la cuptor cu 30 de minute, 170 de grade. Și în interior, dacă vedeți, am făcut așa câte o găurică și am pus caramelă sărată. Am cumpărat de la Lidl, acum când am fost în România. Este ora 12:20. Eu în sfârșit am finisat tortul de decorat. Am uitat să pornesc camera. Dar nu-i nimic, vă arăt finalul. Iată, așa arată tortul meu. Nu este ideal pentru că eu nu am finisat cursuri sau ceva de patiserie, așa că l-am făcut după imaginația mea. Deci aceasta este o figurină din plastic, nu este făcută nimic. Acestea sunt bezele cumpărate. Am cumpărat și o cifra 6 cu coroniță, mi-a plăcut foarte mult. Restul deja decorațiuni ce am avut, ce am cumpărat. Și iată așa cam arată. E puțin pe o parte, puțin, dar nu-i nimic. Se dezgheață, spun că e regatul de gheață, așa că se dezgheață puțin tortul. Eu zic că s-a primit foarte super. Merg să-l pun la frigider, strâng lucrurile și la culcare. Bună dimineața! La mulți ani, Ariantic! Multe sănătate îți dorim! Noi am filmat pe canalul lui Alex trezirea și cum a văzut Ariana surpriza. Este dimineața la noi, Ariana s-a trezit cu dispoziție. Ariana, îți place căsuța? Când e ocupat. E foarte super. Trebuie să reușească să joace până vin toți invitații, pentru că nu o să poată să faci căsuța ei. E să bucure acum din plin. Dar s-a bucurat foarte tare. Și păi e un cadou care și-a dorit. Da. Pentru cei care vreți să vedeți reacția ei, cum s-a trezit și cum a văzut căsuța, dar și oaspeții toată ziua ei de naștere,
O să las link-ul în descriere la canalul lui Alex. Alex acolo joacă basket. Pa, pa! Nici n-am pieptănat-o. Uite! A, acelea scări? Nici n-am știut. Robi aici spală la noi. Afară nu-i soare. Încă e 9:30. Nu-i soare. Un pic înnourat, dar... Sperăm să ia soarele. Important că nu bate vântul tare. Adică de-abia bate. Că dacă o să bată vântul, nu o să putem pune bule aici pe gazon. Dar nu e problemă. Dacă bate vântul, nu facem bule. Restul totul o să fie. Animatorii, Elza, Ola, care mai sunt acolo, o să vină. Și aici facem candy bar-ul. Cristina l-a pornit. Și am mai luat... Uitați-vă aici. Artificii. Mai tare ca la anul nou, artificiul. Pregătirea merge întoi. Așa arată masa. A venit și Denisca. Salut, Denis. Salut. Cum drumul? Bine. Bine. Nanu Radu și Nanu Jeni au venit. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Și am înțeles că ai dus ceva. Da. Da, hai arată. Ia să vedem. Disc. La disc e mai gustos mâncărica. Pu. Disco. Jenia. Tare viu. Da? Nu, apucă de acolo numai. Eu văd eu și... Metalul e foarte gros. Cât e? 0.6 metalul. 0.8. Foarte gros. Tax? Și după casă. Șhojac, șeca discu. Oliu. Dai greu discu. La disc, mâncarea e mult mai gustoșic. Aha, are și tortul i-a făcut. Super. Punem acolo temporar și azi vedem unde o să o... Păi este în colțul. Nu, că poli bă, nu o să faci focul aici. Nu, nu o să fac focul aici. Păi așa, dă-l mai la pereți. Așa. Păi, dar și metal gros. Dar pe el nu se mai îndoaie. Și hojac. Dar hojacul ăsta e cu extensie. Poți să-i pun și o gofră așa în sus să iasă. Da, dat-o de pachetaj și asta se închide dacă trebuie mare foc. Trebuie foc mai mult la... Da. E închis. Și... Mai mult foc aici, că să nu iasă foc. Mai mult căldură. Mai mult căldură. Ies mai puțin fum, da? Da. Eu și super. Și-l deschis așa se închide. Te-am crezut? Super. Deschide, arată. Aha, ușuță așa lemnele. Super. Și lăcată. Super, mulțumesc mult. Să te invităm la primele ripioare, cartofi. Da. Am pus aici cărniță de porc să face. Așa arată și măsuța noastră. Puneți, Valerica, acolo tot să aveți. Poftă mare. Da, nu și mă așez. Șez, așa stiu. Frumos. Ariana, ți-a plăcut? Da. Te-ai speriat? Dar a fost frumos, nu? Da.